România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. La București câteva sute de mii de oameni sunt ostatici unei greve zisă spontană la societatea de transport, adică cei cu autobuzele și tramvaiele. Aceasta a fost declanșată din senin și are revendicări salariale. La 7 dimineața, când erau minus 5 grade, am văzut oameni mergând pe liniile de tramvai de pe podul Grand pentru că trebuiau să ajungă la muncă. În stații mai erau părinți cu copii, probabil surprinși de faptul că greva nu fusese anunțată. Sindicaliștii de la STB spun că, domnule, e firească greva asta, că directorul refuză să discute o mărire a salariilor măcar cu rata inflației și că nu au posibilitatea de a revizui contractul colectiv de muncă. Mai spun că salariile lor de pe hârtie nu pot fi atinse decât dacă lucrează weekenduri consecutive, da? Și se plâng de starea proastă a parcului auto, ceea ce e adevărat. Au cerut demisia directorului. De partea cealaltă, directorul care se numește Adrian Criț i-a acuzat direct de practici mafiote, asta însemnând abuzuri, evaziune fiscală, înregistrarea în fals a unor documente, o serie de dosare penale ar fi în lucru, spune directorul. Cel spre care se îndreaptă acuzațiile este șeful sindicatului, Vasile Petrariu, care este, surpriză, și consilier PSD. Consilier local. De asta primarul Nicușor Dan a numit greva politică. O instanță va decide imediat, adică în ora următoare, dacă este legală sau nu. Dar, în mod clar, situația seamănă izbitor cu cea de la metrou. Adică, cine se ia de afacerea sindicatului dispare, iar ca să se întâmple astea, sunt luați ostatici cetățenii obișnuiți care mai și plătesc serviciul livrat de societatea respectivă. De altfel, legătura sindicatelor în România, așa la modul general, cu politica, este mai mult decât evidentă. O parte dintre liderii marilor sindicate din țara asta au fost sau sunt membri de partid. Unii au ajuns și deputați, măcar unul dintre ei a ajuns la pușcărie. Cei care au preluat marile sindicate din perioada comunistă administrează și niște averi uriașe ale acestora, și care s-au transformat apoi în adevărate companii. Un exemplu de reușită în domeniu vi-l dau acum. Este domnul Dumitru Chiriță, fost șef al sindicatelor din energie și al Blocului Național Sindical, care apoi a ajuns deputat și mai nou șef la ANRE. Știți ce e ANRE? E cu curentul electric, cu facturile. De ce îl dau eu exemplu acum pe domnul Chiriță? Pentru că de 24 de ore îl caută toată țara pe motiv că el ar fi plecat în concediu și țara îi spune, hai domnule să participi și tu la rezolvarea crizei astea politice. Da. Dar ieri a fost grevă în școli, deocamdată de avertisment, dar un mesaj pe care l-am primit la redacție suna în felul următor. Domnule, de ce n-au făcut grevă când erau online și doar o parte dintre ei s-au prezentat la lucru? Chiar așa, de ce n-ați făcut grevă ieri? Dar să nu mă înțelegeți greșit, în ciuda acestor fapte, România suferă din lipsa sindicatelor, mai ales în industriile noi sau care nu au avut parte de fostele sindicate comuniste. Inechitatea majoră de la noi din țară și faptul că în țara asta sunt salarii de mizerie se datorează și faptului că nu prea avem sindicate sau nu avem sindicate decât în anumite locuri. Da? Și în foarte multe situații patronii pot abuza. Industrii întregi au lucrători care sunt împiedicați să adere la sindicate, iar alte industrii nu au deloc. Mai mult, în corporațiile din România, să iau alt exemplu, acesta e un lucru de neconceput. Cum să fie, domnule, sindicat la corporație? Un echilibru e necesar și în această zonă. Dar unde să-l căutăm? De-aia vă provoc la dezbatere astăzi despre modul în care funcționează acest echilibru sindical în România. 0372069599. Ai încă o dată telefonul ăsta ca să ne audă toată țara. 0372069599. Vă întreb așa, oameni buni, ce avantaje ai dacă ești membru de sindicat? Și ce se întâmplă dacă nu ești? Povestiți-ne și nouă cum e la voi. Pe de altă parte, vă întreb cum vă afectează protestele din ultima vreme și, mă rog, mă refer aici la greva de la școală, greva din București,
cât de corecte, de fapt, vi se par acțiunile sindicatelor din România și credeți că e drept să ia ostatici sau să ia ostatic publicul care le și plătește salariile respective? Hai de povestiți-ne chestiunea asta. 0372069599. Hai să vedem cu cine deschidem. Cu Maria, da? Zic bine? Salutare, da, Maria! Da, foarte bine. Bună ziua, domnul Striblea. Da, eu lucrez în Compania Națională Poșta Română. Lucrez de 17 ani. Am un salariu net de 1700 de lei. Am colegi care lucrează în Compania Poșta Română, sunt factori poștali, au 40 de ani de muncă și un salariu de 1800 de lei. Foarte mici net. Salariile la poștă, așa e și spre știința mea. Da. Foarte mici salariile. Foarte mici și foarte mari lipsuri, domnul Striblea. Asta știu, dacă nu-i român să nu se plângă de Poșta Română, adică știm că și serviciile foarte sunt mari în măsură. Lipsuri și foarte mare lipsă de personal. Pentru că cine ar vrea să vină să se angajeze pe un salariu minim pe economie? Da, vă dau dreptate. Și să pleci dimineața când sunt minus 2-3 grade și să te întorci seara în oficiu poștal, pentru că munca unui salariat nu se știe niciodată când se termină. Mai aveți imprimantele alea, Maria? Mai aveți imprimantele alea care... Nu le mai avem, nu. Doamne, dar în schimb, nu am avut vreo două luni de zile hârtie pentru imprimantele acestea noi. A trebuit să facem chetă și să cumpărăm hârtie. Și să cumpărăm pixuri, și să cumpărăm capsatoare, și să cumpărăm foarte multe lucruri. Uitându-mă la presa din ultimii ani, Maria... Poșta asta a fost victima nenumărate furăciuni, întorsături, contracte, nenorociri. Spune-mi însă, în ce măsură pentru tine, ești membru de sindicat, că acolo bănuiesc că toată lumea e membru. Da, sunt membru de sindicat la sindicatul din București. Mai suntem, în oficiul în care lucrez, mai suntem 4 care suntem în sindicatul din București. Restul s-au mutat la un sindicat din Constanța. Cu ce vă e de folos să fiți membri de sindicat? Cu absolut nimic. Am sunat o dată și am spus, dom'le, dar poate este posibil așa ceva, să lucrezi pe un salariu de mizerie. Asta nu o parte, salariu de mizerie, să nu ai absolut nimic, să nu... Pur și simplu, eu lucrez într-un oficiu poștal, mărginaș, într-un cartier defavorizat și nu mai avem nici geamuri, nu mai avem... Și ce ți-a zis de la... Ce ți-au zis de la sindicat? Să spuneți să rumână că aveți de muncă. Ok. Acesta a fost. Și dacă n-ai fi membru de sindicat, Maria, ce s-ar întâmpla? Adică... Nu s-ar întâmpla nimic. Adică, chit că ești, chit că nu ești. Doar că cotizezi cu 17 lei în fiecare lună la sindicat. Și șefii de la sindicate ce salarii au așa? Tot 1700? Evident că nu, îți dai seama că nu 1700 de lei. Cum să aibă 1700? Dar problema este că nu avem niciodată niciun membru de sindicat să discute, să intereseze. Dom'le, dar în ce condiții lucrați? Uitați, pandemia asta a fost, toată lumea a stat acasă, nu a trebuit să mergem pe străzi. Adică nu a contat că e pandemie, că e stare de urgență, că este stare de alertă. Trebuia să vii în fiecare zi la muncă, să te duci cu corespondență, să te duci cu pensii. Oamenii așteptau, nu aveai cum să spui, domnule, stai că noi nu mai lucrăm astăzi, că e COVID. Nu, noi trebuia să fim prezenți la muncă. Nu s-a făcut niciodată nicio testare. A fost. Și azi dimineață, când ai văzut că nu mai merge nici autobuzul, cum ți-a fost să te duci la muncă? Asta este, am zis, ce să fac acum? Merg pe jos, na, ce pot să fac? Eu cred, oamenii sunt îndreptățiți să facă lucrul acesta, adică... Nu te-a supărat? Sunt de acord. Nu. Am înțeles. Nu. Sincer, nu, pe mine nu. Am zis, ei au motivele lor, au niște motive întemeiate, lipsa contractului colectiv de muncă, salariile, condițiile... Adică cei care lucrează într-o companie de stat
așa se întâmplă, adică, bine, ei nu mai sunt companie, sunt subordonați primăriei, dar... Da. Îți mulțumesc tare mult pentru mărturia ta. Știți care e treaba? Băi, la poștă nu prea au pe cine să iau stateși decât într-un moment, când se dau pensiile. Dacă face greva poștă în ziua în care se dau pensiile, aia va fi o pensie foarte resimțită. Da? Bine, multe acum se dau pe card și de-aia poate impactul va fi mai mic. Dar dacă nu-ți vine factorul cu pensia, aia e. Asta e povestea. Mă uitam aici, a făcut Digi24, l-au dat un reportaj despre salariile sindicaliștilor de la poștă, care știți că asta fac, sindicalism, adică ei nu mai și muncesc, eu te 18.846 de lei brut. Cât a zis, domnule Maria, care are 1.700 de lei, din 18.000 rămân cam 10.000 în mână, hai mai bine de 10.000. Deci, da, asta e diferența. Asta e mișto să fii șef de sindicat. 10.000 cu 1.700. Din aia 17 lei ai Mariei, care n-are geamuri la oficiu poștal. Marian, salutare! Vă salut! De unde ne suni? Alo? Te ascultăm, de unde ne suni? Vă salut. Vă sunt în București. Sunt șofer la STB. Ah, ce bine! Ia zi-ne tu! Da. Îmi pare rău pentru doamna de la poștă, pentru că sindicatul doamnei nu este alături de dânsa. Eu nu pot să vă spun același lucru, pentru că la noi sindicatul, cel puțin față de mine și față de colegii mei, sunt mereu alături de noi, ne învață să ne cerem drepturile. Am făcut foarte multe demersuri către domnul director, nu ne-a băgat în seamă. Ne băgându-ne în seamă, a trebuit să facem o chestie de asta, pentru că lună de lună ne rugam de dânsul. Dumneavoastră știți că noi la mașinile pe care le conducem cumpărăm ulei pentru compresoare, cumpărăm plăcuțe de frână, cumpărăm aproape tot. Cine ce putem cumpărăm adică... ca să putem să ne facem ori, din banii noștri. Din banii voștri, pentru că să zic. Da, pentru că magazia nu are să ni le dea. Dar și zice... le cumpărăm din banii noștri, vă rog. Zice domnul director că sindicatul din care faceți parte a înregistrat în fals piese de 1.500.000 consumabile din astea de ziceți dumneavoastră, de 1.500.000 de lei care nu au intrat niciodată în... Eu nu am cunoștință, noi șoferii suntem prea mici și nu avem cunoștință, dar referitor la relația noastră cu sindicatul, e că cei de la sindicat întotdeauna ne-au apărat drepturile și dacă n-ar fi ei, domnul Criț ar face ce vrea cu noi. A vrut să ne ia sâmbetele, duminici, să nu le mai plătească. Chemările care anul trecut ne-a trimis foi la depou, la toate autobazele, ca să nu ne mai plătească orele suplimentare. Iar sindicatul s-a dus și s-a bătut cu dânsul și a revenit la asta. Să înțeleg oamenii. Dar aș dori ca toți oamenii care ne blamează, că nu au circulat astăzi autobuzele, tulebuzele și tramvaile, să vină o zi cu mine și chiar pe dumneavoastră vă invit, o zi la mine în mașină, să vedeți când mă dau jos de mașină, sunt anchilozat pentru că ai căldură sus și la picioare, îți intră până toate găurile de la mașină, tot frigul de afară, toată lumea te înjură, dă familie, dă copii, dă morți, dă toată asta, pentru că toți cășună pe noi șoferii și când vii în stație, te înjură lumea, te scuipă, te faci în toate felurile. Aș vrea ca toți călătorii noștri să suporte ce suport eu ca șofer, că am auzit dimineața la emisiunea dumneavoastră că luăm 7-8 mii de lei. Păi vin și brut. Vă aduc fluturașul la dumneavoastră în emisiune să văd că mai mult de 4.000 și ceva de lei nu luăm. Am văzut și eu vreo 4.100, 4.600 și astea doar cu niște sâmbete. Dăm 4.000, domnul Striblea, noi lună de lună cheltuim pe mașinile pe care le avem pentru că nu avem piese în depou și cheltuim bani pentru a putea să mergem cu autobuzele noastre. Că dacă nu am băgat banii noștri personal, nu am putea să ne facem orele, am stat rezerve până depouri și n-am luat nici măcar acei 4.000 de lei. Eu n-am zis nici că e ușor, nici că e drept. Adică am zis, domnule, vă cred că nu pot să judec fiecare ce are acasă. Și omul care câștigă 4.000, 5.000, are și el cheltuieli. Da. Sunt convins de foarte multe lucruri. Cu ce mașini mergem? Așa știu de la distanță, cu unele albastre. Dar... Păi nu, noi mergem... Da, alea albastre... Ia. Nu sunt eu îndreptățit să vorbesc ce a cumpărat și cine a cumpărat. Ba, da, eu vorbesc de astea albe. Nu vi se pare, Marian,
Nu ți se pare alea albe au 1000 de ani, deci de când eram eu copil aveți Mercedes-urile alea. Da. Nu vi se pare însă uneori că sunteți luați ostatici? Eu am aflat astăzi niște lucruri, uitându-mă așa, lucruri care nu mi-au plăcut. De exemplu, am înțeles că unii dintre voi au vrut totuși să iasă pe traseu și că nu i-au lăsat colegii sau că nu i-a lăsat de la șef. Nu este adevărat, domnul Strigă. Noi ne-a ajuns cu citul la os, am fost ieri, am stat toată ziua în frig acolo, domnul director nici măcar nu a avut bunul simț să coboare la noi sau să primească delegațiile la dânsul, că dacă ne primea ieri, ieșeam în traseu astăzi, nu? Dar a trebuit aici să nu ieșim în traseu ca să ne asculte domnul director, să ne primească la el. De ce nu ați dat drumul măcar la treimea legală? Adică, domnule, facem grevă? Da. Aici pe mine mă depășesc chestiile astea pentru că eu sunt doar un șofer și fac parte dintr-un sindicat. Înțeleg necazurile, dar e corect? Da. Adică față de mine care din taxele și impozitele mele să plătești acolo, față de oamenii care au luat bilet, e corect să nu... Cu toate necazurile pe care le aveți, întreb omenește, e corect să nu meargă treimea aia? Este adevărat, dumneavoastră aveți dreptate, dar vă spun ce văd eu în mașină. Și pot să vă demonstrez. Dintr-o sută de călători, maxim 10 bifează. Da, da. Și atunci de unde să vină bani la regie, domnul Striblea? De unde? Că aici nici nu știu cum să... Da. Pensionarii, am învățat toți pensionarii și toată lumea care au lucrat să meargă pe gratis. În străinătate nu există așa ceva, domnul Striblea. În sănătate toată lumea plătește când se suie în autobus. Marian, da, aici ai dreptate, sunt o grămadă de oameni care nu plătesc, sunt o grămadă de oameni cărora le dăm subvenție, recunosc. În același timp, municipalitatea asta a făcut niște eforturi, adică vouă vi s-au mărit salariile în ultimii ani, dreptei? Da, cu 6% în 3 ani. Ei, ziceau că în ultimii 4 ani s-au dublat, așa am auzit eu de dimineață. Că în ultimii 4 ani treptat vi s-au dublat salariile. E adevărat aici, da, te ajut eu un pic. Te ajut eu un pic că la dublarea asta v-a pus și brutul în spinare. Știu cum e. Luați brutul de aici, că era în partea aia la altă și normal că acum ați scrie, în loc să scrie la brut cât era, scrie 8.000, 9.000, 10.000, că vi l-au pus pe toate acolo. Păi da, și ei tot 4.000 și cât ei. Da. Eu te înțeleg, dar spune-mi un ultim lucru, că vreau să ascult și alți ascultători, că să... Dom'le, ai încredere de plină? Astăzi s-au făcut niște acuzații grave, referitoare la șefii voștri de sindicat, că sunt niște oameni cinstiți? În punctul meu de vedere, da. Ok. Pentru că întotdeauna când am fost bolnav de COVID, am fost în spital, oamenii m-au sunat, m-au întrebat dacă am nevoie de ceva, dacă poate să mă ajute cu ceva. E adevărat, la fiecare depou, garaj, poate nu sunt atât de bune relațiile cum sunt la noi. Dar eu chiar am fost ajutat de, și nu vă sun ca să pup pe cineva sau să... Și chiar de-ai face, eu cred că lucrurile, mulțumesc tare mult, eu cred că lucrurile nu pot fi împărțite doar într-un război. Eu sunt convins că acești sindicaliști au partea lor de dreptate. Chiar dacă mie nu-mi place numele copiilor pe care i-am văzut astăzi în stațiile de autobuz, cum au procedat. Pe de altă parte, întrebarea pe care noi ca societate trebuie să ne opunem este: această grevă e legală, este în interesul public, nu erau alte căi de rezolvare? Și acuzațiile care au fost rostite astăzi legate de evaziune fiscală, de dosare penale, de afacerile pe care liderii de sindicat le au acolo, sunt sau nu adevărate? Și încă o întrebare, cât de corect vi se pare vouă, cetățenii ai Bucureștiului și ai României, ca șeful sindicatului, ia ca e membru de partid la PSD, și să nu îmi spuneți acum că n-are și un interes politic în greva asta. Că e absurd să spuneți chestiunea asta. Mai rămâne să vină PSD-ul acum și să spună cu comunicat de la partid, de la Ciolacu sau de la doamna Firea, să zică: băi, Nicușoare, ce faci, mă? Iar noi să întrebăm, păi nu e șeful vostru de partid, consilierul vostru de la PSD care face greva asta? Dar voi aici lucrați numai pe facțiuni și noi stăm ca proști în orașul ăsta și ne uităm la războaiele dintre voi? Bogdan, salutare, scuză-mă că ai așteptat atât de mult. Bună ziua, Cătălin, bună ziua și ascultătorilor tăi. Referitor la sindicatul din multinaționale, uite, eu pot să-ți dau un exemplu, exemplul meu. Lucrez de 24 de ani numai în privat, n-am lucrat o zi la stat, și de-a lungul carierei mele am avut ocazia să fiu reprezentantul salariaților din România
într-o multinațională care operează pe 5 continente și reprezentam salariații din România la Basel, unde erau colegi din toate țările, existau organizații sindicale și reprezentanții salariaților. Și, deci, există o corporație în România care nu e construită, ca să ne înțelegem bine, pe vreo structură de asta veche, sindicală veche, pe vreo afacere veche din România, în care oamenii au fost lăsați să-și facă sindicat. Adică a venit într-o zi... Am fost ales de către toți angajații ca reprezentantul salariaților. Asta nu e sindicat, asta ce e? Eram reprezentantul salariaților. Puteam să ne constituim în sindicat dacă vroiam. Deci nu a fost problema. Nu, oamenii încă nu au achesat la ideea de sindicat. Da, de vreau ce? Să spun. Pur și simplu nu a fost focusul lor de ideea de sindicat. Dar ce vreau să spun vis-a-vis de organizația în care am lucrat? Existau sindicate în țările în care exista producție. Da? Deci unde aveam site cu producție, exista sindicat. Uh-huh. Ce vreau să spun? CEO-ul companiei venea și discuta cu noi la fiecare întâlnire. Ne prezenta situația companiei, prezenta situația din fiecare țară, inclusiv inflație, inclusiv tot ce se întâmplă, inclusiv nivelul salariilor sau beneficiile angajaților din companiile concurente. Deci exista un dialog permanent. Întotdeauna liderul de sindicat din țara care avea sindicat era într-un dialog permanent cu CEO-ul și cu conducătorii de business, pentru că veneau și le dau raportul, inclusiv conducătorii de linii de business la nivel global. Bine, și asta e o situație care e o situație foarte bună, dar care se regăsește așa în general în afacerile din România? Adică... Să știi că sunt companii în care există sindicate. Da? Ia, să ne sune dacă sunt din astea. Să mă sune un sindicalist din IT. Primii pe care aș vrea să-i văd. Ce vreau să spun, referitor la toată discuția și la toți antevorbitorii. Da. Când mă întorceam în țară, întotdeauna colegii mei mă întrebau ce a fost, cum a fost, ce ați vorbit, ce ați discutat. Contează foarte mult ca omul care reprezintă angajații sau liderul sindical să fie corect. Să dai informația corectă, să spui ce s-a discutat, fără să spun, păi aia sunt niște închiși, n-au nici noi ascultat. Contează foarte, foarte mult cine este portavocea. Și atunci, și acum revenim la organizațiile sindicale românești, în contextul în care ți se spune cu subiect și predicat să fie dat jos omul care este numit de PNL, da? În contextul în care te duci și vezi că vicepreședinte de organizație mare sindicală, nu-i dau numele, are probleme grave, da? Hărțuire sexuală, dosare. Asta este important. Omul care spune lucrurile și cum le spune. Pentru că și Marian avea dreptate. La nivelul lui ajung niște informații. Dacă informațiile alea sunt greșite, eronate sau manipulate, înțelegerea lui este total greșită. Da. De obicei aici se poartă bătălia asta și e greu să-i critici pe oameni că vor ceva bani în plus. Noi toți vrem ceva bani în plus, adică nu e om pe lumea asta să n-aibă probleme și să gândească la faptul că e îndrituit, adică bănuiesc că și tu, Bogdan, n-ai vrea o mărire de salariu cu 10% în perioada asta. Bineînțeles, eu plec dimineața de acasă după bani. Asta le spun și colegilor mei. Toți plecăm de acasă după bani. Dar revenim la mișcarea sindicală din România. Cred că e foarte important cine este liderul sindical. În momentul în care omul are probleme grave, cred că ar trebui să vedem cine cum e. Și de aici ar trebui să meargă de jos în sus schimbarea. El a fost Bogdan. Doamne, nu sindicalist, dar reprezentant. Asta, vedeți ce importantă e nuanța asta. Încercați totuși să faceți grevă fără sindicat, să vedeți cum vă iesă într-un moment de stat de restriște. Sau să negociați un contract colectiv de muncă. Știți că sunt contracte colective de muncă unde se stabilesc niște drepturi. Ia să vedem, puteți să negociați așa ceva într-o corporație? Mihai, salutare, ești la România în direct astăzi despre sindicate, pornind însă de la proaspetele proteste pe care le avem și aici, în București. Salutare! Eu am sunat să subliniez un aspect care a reieșit din discuția cu primul ascultător și nu e foarte corect. În primul rând, nu am cunoscut situația deplorabilă în care se găsește Poșta Română. Eu sunt avocat. Nu mi-am închipuit niciodată cu oamenii cu care lucrez aproape zilnic câștigă salarii de mizerie. Și că sunt în situația în care, pe care a descris-o interlocutoarea dumneavoastră mai devreme. Ce vreau eu să punctez este faptul că Poșta Română nu trimite doar pensiile.
este un pion principal în desfășurarea actului de justiție. Absolut citațiile, toate citațiile. Sigur că da. Da, sigur. Exact, de la instanțe, plus procedurile prealabile. În faza de regularizare a cererii de chemare în judecată. Mai sunt alte proceduri cu scrisori conținut declarat, care se fac în cazul ordonanțelor de plată. Deci în momentul în care Poșta Română ia o măsură, cum s-a luat la nivel de București, se blochează sistemul de justiție, cred că în aceeași măsură în care s-a blocat acum ceva ani în urmă, când magistrații au protestat. Norocul este... Pentru că nu este corect față de oamenii ăștia care, într-adevăr, fac un serviciu public de o importanță extraordinară. Bine, e domeniul în care activez și poate resimt mai mult decât alții. Salariul mediu al factorilor poștali este de 2200 de lei, să știi. Ăsta e salariul mediu al factorilor. Da, foarte. Este foarte puțin și condițiile sunt mizerabile, asta trebuie spus, dar acolo nu se reușește mai mult. Te rog, ți-am luat vorba din gură. Acum, ca să revenim la discuția principală a emisiunii, legalitatea acțiunii de astăzi va fi stabilită de instanța de judecată. Eu, prin prisma profesiei, am încredere totală că legalitatea acestei acțiuni va fi analizată în mod concret și corect de instanța de judecată. Da, dar care e prima ta impresie? Adică este legal, ar putea să fie legală această acțiune de asta? Nici un avocat nu corect nu ar putea să pronunțe o soluție. Asta ar însemna să mă erigez în instanță de judecată. Okay. Dar mai e o chestiune pe care am observat-o. Eu sunt din provincie. Se poartă discuția în spectru în care liderul de sindicat din București este membru de partid. Eu nu am cunoscut, din discuție a rezultat faptul că PSD ar încerca să-l încurce pe Nicușor Dan, care face parte din altă... Era o supoziție, eu am lansat o supoziție. Da, eu ca provincial, care nu sunt la curent cu chestiunile astea, aud doar liderul de sindicat PSD a luat măsuri pentru blocarea traficului în București, dar PSD e la guvernare. Da. Nu fac corelațiile pe care le faceți dumneavoastră, cei care locuiți în capitală și sunteți mult mai la curent. Adică, până la urmă, am dat seama care... PSD, da, nu e la guvernarea acestui oraș, da, acest oraș... Pentru mine, pentru mine ca provincial, mi se pare că liderul de sindicat face un defavor organizației care acum este la guvernare. Guvernul și partidul său. Da, domnul Rădoi, îți aduc eu aminte, domnul Rădoi de la metrou, când a oprit metroul în oraș, apropo, că nu mai știe nimeni de dosarele penale ale cetățenilor de la metro. Mai țineți minte când domnul Rădoi, care și el tot la PSD, a oprit Bucureștiul și până la urmă, uite că s-a făcut ca domnul Rădoi. Drul a plecat de acolo, că nu mai poate să rupă ușile. Dumneavoastră aveți o emisiune cu un impact social foarte puternic și la nivel național. Noi nou cunoaștem toate... De asta încerc. Astea, dar până la urmă am înțeles ce urmărați să subliniați. Eu încerc... Sunt chestiuni controversate și bineînțeles că cei mai afectați sunt oameni nevinovați. Adică sunt părinte, am copii mici, îmi duc copilul la școală. Întotdeauna m-am temut de București și de traficul din București. Întâmplător chiar merg spre București acum și nu știu ce o să se întâmple atunci când ajung. Aștept la niște blocaje. O să fie o după amiază interesantă. Iau încet și cu răbdare. Da, sunt mai multe mașini pe stradă. Îți mulțumesc tare mult, Ele Mihai. Sunt mai multe mașini pe stradă pentru că locul autobuzelor este luat de car sharing, de taxiuri, de oamenii care au ieșit să facă bani. Că așa se învârte societatea, nu? În momentul în care prinzi o oportunitate și mașinile astea, sigur că vor face coloane. Despre asta e vorba, așa că înarmați-vă cu răbdare. Și atenție, nu oamenii care lucrează onest și cinstit în turele alea, care sunt infernale, ale șoferilor și vatmanilor din orașul ăsta, și o meserie grea.
Nu acolo punem noi întrebări de ce ați făcut asta, nu? Întrebările sunt mai curând adresate acestor lideri, care sunt de ani de zile în funcție, au interese politice. Astăzi aflăm că au interese grele de afaceri și că oamenii sunt acuzați că ei controlează în mod fizic această mișcare, da? La asta trebuie să căpătăm răspunsuri. Sau, în primul rând, autoritățile trebuie să ne dea răspunsuri. Daniel, salutare, ești la România în direct. Protestele sau greva din București ne duce la întrebări despre sindicate. Ești membru sau ești patron sau ești... Bună ziua, Daniel, sunt din Iași. Nu mai sunt membru de sindicat. Am fost timp de 14 ani membru de sindicat până anul trecut, în septembrie. Și am renunțat pentru că singurul beneficiu pe care îl aveam era o sacoșă care venea înainte de Crăciun în valoare de vreo 30 de lei tot ce primeam acolo. Cotizam 1% din salariu brut, să spunem la un salariu de 3.000 de lei înseamnă undeva la 360 de lei pe an. Ori 1.000 de angajați, nu știu ce se întâmplă cu banii aia ai noștri pe care îi cotizam sindicatului. În ce industrie lucrați voi, 1.000 de angajați? Lucrez la o multinațională în domeniul energetic. Deci, și, da, acolo, cam care-i rostul sindicatului? Am fost și vicepreședinte de sindicat la început, pentru o perioadă, vicepreședinte de grupă sindicală, și am renunțat și la acea activitate, vă spun și de ce. Mi-aduc aminte, undeva prin 2009-2010, ne-au înghesuit într-un autocar și ne-au dus la București să facem grevă, nu știam ce fel de grevă facem, am fluierat în fața guvernului să dăm jos guvernul. Noi nu aveam absolut nicio problemă la momentul respectiv. Iar un alt motiv pentru care am ieșit atunci când se făceau acele ședințe locale, sindicale, dacă nu prea măream conducătorul nostru sindical, degeaba participam la acele ședințe. Și era ca la partid? Asta vrei să era spui? Ca la partid. Trebuia doar să ridicăm mâna și să spunem că da, suntem total de acord cu ceea ce ați spus și ceea ce ați gândit și ceea ce vreți să faceți. Zi-mi și ceva de bine, că până la urmă oamenii ăștia vă protejau salariile, nu? Adică... Nu ne protejau salariile. Acești oameni sunt plătiți de administrație. Ei au ca ocupă funcție de șef departament, au mașina pe care le-o plătește firma, niciodată nu o să ne protejeze și tot timpul ei vor face ce va zice administrația. Cu atât mai mult, în toată perioada asta, nouă ni s-au tăiat sporuri, ni s-au tăiat toate beneficiile, pe motivul că v-am crescut salariile și au fost introduse în salariu brut. Salariul n-a crescut. Deci este era cum... numai o păcăleală. Deci matematica lor nu bate cu matematica noastră în niciun fel. Deci e un sindicat vopsit, cum s-ar spune. E un sindicat vopsit, cum cred că sunt multe din sindicatele din România. Aha. Și liderii ăștia de sindicat, așa, cam cât câștigă față de voi? Pentru asta suntem și noi curioși. Noi suntem curioși chiar să ne spună dacă ei plătesc cotizația la sindicat. Pentru că n-au zis niciodată lucrul ăsta. Și-au cumpărat apartamente, au afaceri, nu le-a verificat nimeni niciodată conturile, nu le-a verificat niciodată nimeni afacerile pe care le face tot cu firma la care lucrează. Adică se poate și asta? Se poate și asta. Și atunci firma are tot interesul să-i susțină pe acești lideri sindicali, pentru că la momente grele, în realitate, ei dau o mână de ajutor, nu? Exact. În continuare, cred că și în firma în care lucrez și în domeniul în care lucrez, multă lume consideră că sindicatul aduce beneficii, dar nu aduce absolut niciun beneficiu. Dar spunem, ce ți s-ar putea întâmpla acum că nu mai ești lider sindical? Să zicem că dacă urmează niște disponibilizări la voi, ce protecție mai ai? Am protecția contractului individual de muncă. Sindicatul, am trecut în perioada asta de 14 ani prin foarte multe disponibilizări și am văzut ce s-a întâmplat. Sindicatul a fost primul care venea în rândul lucrătorilor și ne spunea că e mai bine să plecăm noi înainte să ne dea ei afară. Și spuneau că luptă pentru noi, dar niciodată nu a fost o luptă. Am înțeles. Mulțumesc tare mult. El a fost Daniel. Să știți că liderii sindicali au obligația de a depune declarații de avere. Avem o lege în acest sens.
După care unul dintre liderii sindicali, care a fost și deputat, domnul Liviu Marian Popa, a depus o lege ca să nu se mai depună chestiunea asta. Nu a trecut legea asta, nu își depun cu toții declarațiile și la un moment dat cineva a făcut un calcul legat de averile liderilor sindicali, jurnalul, publicația Jurnalul, și zice așa: de la distanță, cel mai bine plătit lider sindical este Leonard Bărăscu, președintele CNSLR Frăția, care îi asigură un venit de 134.000 de lei potrivit declarației de avere din anul 2020, dar mai are niște bani și de la Federația Sanitas, 184.090, dar este și președinte al unui consiliu de administrație, 164.000, și mai are și 18.000 care vin de la o societate, Edusind, și continuă lista asta, care, recunosc, este importantă și interesantă. Da, eu am citat din Jurnalul momentul ăsta. Andy, salutare, ești la România în direct. Salutare, domnul Cristian. Hai, Cătălin. Vă vreau să mai devreme că ați dorit să vorbiți cu cineva. Auziți? Da. Salutare, te ascult. Ați dorit să vorbiți cineva dintr-un sindicat privat. Da. Bun. Ce anume ați dorit să știți? Eu ia, zi-mi în ce industrie, zi-mi în ce industrie ești și cât sunteți. Nu știu dacă mai are relevanță. Am fost până acum 2 ani în industria tutunului. Da? E o companie multinațională care, bineînțeles, câștigă foarte bine în România, face foarte mulți bani în România, dar și noi aveam un sindicat. Da? Okay. Bine, sindicatul ăsta, ca să înțelegem, nu a fost de la început, nu a existat. Fiind o multinațională, nu exista sindicat când s-a înființat. A venit din cauza că angajații au cerut acest lucru, da? A fost acceptat la nivel de multinațională. Bineînțeles, puteam și noi cotizații, așa cum ziceau colegii, da? Înainte. În fine, la noi era de 1% raportat la salariul care era. Așa vă, că e prețul. Că e mult, că e puțin, da, nu contează, raportat la acel salariu. Dar, ca să zicem așa, erau beneficii. Erau. Deci asta nu se întâmplă niciodată la stat, da? Nu o să se întâmple niciodată la stat. Adică, când comparăm mere cu pere, din privat la stat, am în vedere că la stat altfel funcționează banii, altfel se gestionează banii și nu există acea claritate, da? În gestionarea și cheltuirea banului public, că nu e ceva ce nu se știe, da? Versus o multinațională în care trebuia să răspund cuiva pentru orice buget, orice alocare de fonduri, orice cerere care o făceai, că voiai, nu știu, un angajat fix să primească un bonus adițional, trebuia să dai cu subsenatul până sus la general managerul de pe Europa. Deci asta nu se întâmplă niciodată la stat. Dar spune-mi, care erau acele beneficii pe care le spui, există în sindicatul? Bun. Înainte, da, multinaționala a asigurat din start, da, fiind la nivel internațional, a asigurat niște chestii de asigurare medicală, da, asigurare pe viață, în caz de accident. Erau niște compensații care le primeai dacă se întâmpla nu știu ce. Nu s-a întâmplat, bine, sau care, la care s-a întâmplat, că au fost și cazuri, într-adevăr s-a respectat. Dar, apropo de chestia asta, că de disponibilizare, care nu știu, la stat zice că, băi, îl dăm cât? 12 salarii compensatorii sau, nu știu, 15 salarii compensatorii. La noi când a fost cazul de a se schimba macazul, da? S-a întâmplat acum ceva vreme și a venit printre sindicat și ne-a zis, bă, uite care sunt opțiunile, ori rămâneți, da? Și trece pe postul nou, pentru că se definitează propriu-zis postul vechi, da? Cam așa era problema. Ori plecați și luați X ani, ori salariu compensatoriu, au fost destul de mulți care au plecat și, la fel, să zicem, destul de mulți care au rămas. Nu că era mai bine plecând sau era mai bine rămânând, dar era atât de clar totul încât știai ce să alegi. La asta, angajați exact cum a spus și colegii dinaintea mea. Adică, nu se poate să ajungi în anul 2022 și la o poștă, exact cum a zis antevorbitorul meu, da? Au poștă, femeile alea să stea pe niște scaune din 1900 toamna,
pentru că nu există niște fonduri. Bă, te iei două scaune, mă, să nu stai chiar să-i faci un sediu nou. Stăm la urban, la rural, ca să înțelegem, adică deci, nu e un oficiu postal. Per ansamblu, wow. Ca să trag eu o concluzie aici, tu zici, domnule, la noi era de bine, adică oamenii și-au făcut și treaba și noi eram și mulți. Da, era de bine, dar era totul pe foaie, adică atâta timp cât totul e pe foaie, trebuie să-ți faci treaba, că dacă nu, cineva te trage la răspundere. Dacă nu e, mai este totul pe foaie, cine se trage la răspundere? Când șeful tău e la fel de corupt ca tine, când șeful șefului tău e la fel de corupt ca tine. Păi, ce explicație bună. Despre ce vorbim? Despre asta vorbim. Mulțumesc tare mult ce ai lăsat această întrebare peste zi. Păi nu cumva e vorba și de corupție în toată povestea asta, că nu așa ni se spune astăzi în cazul acestei greve, așa zis, spontane. Câtă corupție încape în greva asta? Greva de la sine, greva e de la sine înțeleasă, dar corupția nu. Și aici are să ne răspundă statul după acest episod. Vreți să știți care o să fie răspunsul? Probabil că va fi aproape inexistent. Căci nu e așa, după ce metroul nu a funcționat și Bucureștiul a fost închis, când era toamna trecută cu domnul Rădoi, da? Când se rupeau ușile pe acolo, nu ați mai auzit nimic, nici de afacerile de la metrou, n-ați mai auzit nimic nici de dosarele penale, nici de pedepsele care ar fi trebuit aplicate oamenilor acelora care au blocat liniile și n-au dat drumul la treimea necesară. Da? De asta întreb, câtă corupție e băgată în zona asta? Și mai țineți minte promisiunea aia care s-a auzit atunci la metro și a zis, domnule, cine e aici la greva asta, stați liniștiți că nu o să pățească nimic, și asta am și negociat cu autoritățile, să nu pățiți nimic? Aici trebuie să rezolve statul. Când va da un răspuns corect și coerent la întrebarea, mă, nu cumva suntem din când în când luați o state și de niște sindicate? Asta trebuie să o rezolvați. România în direct de astăzi se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.